lejer depășind 100.000 de internări pe an dacă adunăm toate spitalele din județul Gorj. Asta înseamnă că undeva pe la 1 din 3 oameni în județul Gorj e la spital în timpul unui an și mie mi se pare o cifră necredibilă, sincer. Eu cred că avem o problemă care a mai fost dezbătută de-a lungul anilor și pe care domnul manager Vlădoianu trebuie să o rezolve, din punctul meu de vedere, și pentru eficientizarea activității spitalului și pentru ca noi să știm exact pe ce stăm. Aceea cu internările fictive. Internările nu există. Acuzațiile făcute de consilierul județean Dan Vâlceanu se îndreaptă direct spre managerul spitalului Cristian Vlădoianu, spunând că acesta are posibilitatea să intervină. La rândul său, Vlădoianu recunoaște problema și pare să fi găsit o soluție, dar care nu rezolvă în totalitate situația. Aceea este spitalizarea pentru o zi. Eficientă soluție este spitalizarea de zi. Formă de spitalizare pe care noi o promovăm și încurajăm medicii să o utilizeze. Evident, există și alte forme de control. Pe lângă internările fictive, al căror pondere este foarte greu de cuantificat, există și așa zisele internări abuzive. În ajutorul managerului Vlădoianu a sărit și Valentin Popa. Acesta le-a transmis celor care comentează că sunt prea multe internări cu diagnostice fictive, dar și să nu-și mai dea cu părerea dacă nu sunt medici. Înainte de a fi serioși și a trata un anumit caz, trebuie să fim medici. Nu putem să discutăm despre o problemă de sănătate decât așa la modul general, la modul, al legislației în vigoare, al organizării sistemului, dar despre dacă un om vine, e o urgență sau nu, o poate spune doar. La Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu au fost efectuate în primele luni ale anului peste 40.000 de internări.